Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. De-a lungul timpului au apărut în comentariile la materialele mele referiri la Dumnezeu și chiar citate din Biblie. Nu mă deranjează deloc acest lucru, deși canalul meu este despre știință, dar mă deranjează faptul că de multe ori comentariile apar într-un context care arată că cei care le fac consideră că între știință și credință există contradicții sau chiar un fel de competiție. Din câte îmi dau seama, chiar am pierdut câțiva abonați, deoarece aceștia au considerat că răspunsurile pe care le-am dat comentariile lor au contrazis convingerile lor religioase, deși răspunsurile mele n-aveau nicio legătură cu religia. Ei bine, în acest material vreau să demonstrez că nu există contradicții și nici competiție între știință și credință. Dar înainte de a trece la subiect, vreau să fac o precizare. Dacă întrebăm oamenii despre convingerile lor religioase, îi putem împărți, după răspunsurile pe care le dau, în 5 categorii. Avem astfel cei care știu că există Dumnezeu, cei care cred că există Dumnezeu, cei care nu știu dacă există Dumnezeu, cei care cred că nu există Dumnezeu și cei care știu că nu există Dumnezeu. Cei din categoria a doua sunt credincioșii. Cei din categoria a treia sunt agnosticii. Iar cei din categoria a patra sunt ateii. Dar cei din prima și ultima categorie. Vă spun de la început că acest material nu se adresează nici primei, nici ultimei categorii. Și asta pentru că oamenii din aceste două categorii au o atitudine irațională față de existența lui Dumnezeu. Afirmația știu că există Dumnezeu, după părerea mea, este la fel de absurdă ca afirmația știu că nu există Dumnezeu. Pentru că n-ai de unde să știi nici dacă există, nici dacă nu există. Cu ceea ce știm se ocupă știința, iar existența lui Dumnezeu nu este o problemă care ține de știință. Pentru un om rațional, a ști este diferit de a crede. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine ceea ce vreau să spun. Să presupunem că un om spune, voi da acum cu zarurile și va cădea 5-5. Dacă într-adevăr iese 5-5, omul rațional va spune, am ghicit. Omul irațional va spune, am știut. Și nu doar va spune că de spus mai spunem toți așa. El chiar va fi convins că a știut care va fi rezultatul aruncării zarurilor. Deși n-avea cum, nimeni nu cunoaște viitorul. Așa că în acest material nu mă adresez categoriilor de oameni care sunt convinși că știu fie că există, fie că nu există Dumnezeu, pentru că atitudinea lor în această problemă fiind irațională, argumentele logice n-au șanse să-i convingă. Un argument logic ricoșează de pe o minte irațională ca nuca din perete. Eu mă adresez celor care aparțin celorlalte trei categorii, încercând să demonstrez că nu există contradicții între știință și religie. Ca să abordăm subiectul nostru, să ne gândim la obiectul științei. Cu ce se ocupă știința? Știința se ocupă cu ceea ce putem observa, măsura, experimenta, modela, adică cu ceea ce putem ști. Tocmai de aceea se numește știință. Sigur, vor întreba unii, putem ști oare totul? Putem înțelege totul? Asta este o problemă foarte interesantă de epistemologie, acea parte a filozofiei care se ocupă de cunoaștere și de capacitatea de a ajunge la adevăr. Nu sunt filozof, dar îndrăznesc să am o părere în această problemă. Mi-e teamă că nu putem cunoaște totul, în sensul că nu avem capacitatea intelectuală necesară pentru a înțelege esența lucrurilor. Realitatea ultimă, dacă există așa ceva. Și cred acest lucru, deoarece cu cât încercăm să ne apropiem mai mult de esența lucrurilor, cu atât ele devin mai ciudate și mai greu de înțeles. Dovadă, mecanica cuantică.
Dar vestea bună este aceea că putem să știm din ce în ce mai mult. Progresul științific nu va înceta vreodată, tocmai pentru că nu putem înțelege totul. Va mai rămâne ceva de cunoscut și de înțeles, oricât de avansată va fi cândva, să sperăm, știința. Și acum cu ce se ocupă credința? Cu ceea ce credem. De aia se numește credință. Nu putem face experimente, măsurători, observații în legătură cu Dumnezeu. Și nici nu încearcă nimeni, pentru că cei care au o educație științifică bună și au încredere în metoda științifică, înțeleg, fie că sunt credincioși, fie că sunt atei, fie că sunt agnostici, înțeleg că problema lui Dumnezeu nu ține de știință. Dumnezeu nu aparține domeniului cunoașterii științifice. Ei nu se folosesc de știință pentru a se amesteca în problemele de credință. Dacă unii fac totuși acest lucru, există întotdeauna excepții, atunci ei nu înțeleg de fapt diferența dintre cele două. Iar cei care n-au încredere în știință nu vor face astfel de experimente niciodată, pentru că ei n-au încredere în experimente. În schimb, din păcate, unii dintre cei care n-au educație științifică și sunt credincioși, cred că pot să înțeleagă fenomenele și legile naturii folosindu-se de ceea ce le spune credința, de fapt, cartea lor sfântă. Ei cred că putem ști prin credință și din această cauză văd tot felul de contradicții între ceea ce spune știința și ceea ce spune cartea lor sfântă, Biblia, Coranul, Talmudul, Vedele și altele. Și de aici apare problema la care se referă acest material. Contradicțiile între credință și știință apar pentru cei care se încăpățânează să considere cartea lor sfântă, indiferent care este ea, nu doar o modalitate de a se apropia de ideea de Dumnezeu, ci deținătoarea adevărului absolut și o sursă de cunoaștere a lumii fizice și a legilor acesteia, refuzând alte surse de cunoaștere. Ca să vedeți până unde poate să meargă această atitudine, vă voi spune o foarte scurtă poveste. După ce Galileo Galilei a realizat luneta astronomică, a început să privească cu ea corpurile cerești, devenind primul om care a făcut observații astronomice sistematice folosindu-se de un aparat optic. Și la începutul secolului al XVII-lea, el a reușit să vadă pete pe Soare, fazele planetei Venus, inelele lui Saturn, cei patru sateliți mari ai lui Jupiter și așa mai departe. Dar, deoarece Biblia nu menționează astfel de lucruri, reprezentanții ai bisericii au spus că nu ne este permis, nu avem voie să ne uităm la cer cu ajutorul aparatelor optice. Pentru că, spuneau ei, dacă Dumnezeu voia să privim cerul prin telescop, atunci ne punea telescoape în loc de ochi. Astfel de atitudini duc la ideea că știința și religia sunt antagonice. Dar așa cum ați văzut, știința și religia se ocupă cu lucruri total diferite, pentru că a ști este cu totul altceva decât a crede. De aceea nu se poate face nicio legătură logică între cele două. Să găsești contradicții între știință și credință este ca și cum ai găsi contradicții între tehnica motoarelor rachetă și arta flamandă a secolului al XVI-lea. Sigur, dacă vrei, poți să găsești legături între orice. Dar ce rost are? După cum ați văzut, pe vremea lui Galileo Galilei, contradicțiile erau legate de corpurile cerești și de mișcarea Pământului. Biserica nu voia încă să admită că Pământul se rotește în jurul Soarelui și nu invers. Azi nu prea mai sunt oameni care să susțină că Pământul este fix și Soarele și stelele se rotesc în jurul Pământului. Mai sunt, dar din fericire mai puțini decât pe vremea lui Galileo Galilei. În schimb, azi cele mai multe așa zise contradicții se referă la apariția omului și apariția Universului. Aceste contradicții
între știință și religie se bazează de cele mai multe ori pe încăpățânarea de a interpreta textul unei cărți sfinte, indiferent care, ad literam. Nu tot textul, după cum veți vedea imediat. Dacă citim Geneza, facerea, observăm că întâi a fost zi și noapte și abia după vreo 3 zile Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele. Dar cum a putut fi zi fără soare? Sigur că se pot găsi explicații pentru orice, dacă vrei neapărat să găsești. Dar dacă luăm textul ad literam și ne referim la definiția zilei, are sens ziua fără soare? Eu zic că nu. Dar în astfel de cazuri, ni se cere să interpretăm lucrurile. De pildă, ni se spune, Dumnezeu nu are nevoie de soare pentru a face lumină. Dumnezeu este lumină. Bun, foarte frumos, poetic. Numai că asta se întâmplă mereu. Atunci când, logic vorbind, ceva nu e în regulă cu textul biblic, suntem îndemnați să interpretăm. Dar nu oricum, ci așa cum ni se spune. Dar atunci să interpretăm textul și când este vorba despre alte lucruri. De pildă, de ce să acceptăm ad literam povestea cu Adam și Eva? De ce să nu o vedem ca pe o alegorie? De ce să nu credem că Dumnezeu a făcut universul în așa fel încât să existe evoluție? Pentru că nu scrie în Biblie. Nu scrie nimic în Biblie nici despre inelele lui Saturn, despre pete pe soare sau despre acceleratoare de particule. Și totuși ele există. Mie mi se pare crearea unui univers cu legi care să ducă la apariția și evoluția vieții în miliarde de ani un lucru fantastic, mult mai uimitor și mai demn de atotputernicia lui Dumnezeu decât povestea simplă cu Adam și Eva. Repet, de ce să nu interpretăm atunci și povestea lui Adam și Eva așa cum ni se cere să interpretăm alte lucruri? Cine stabilește și pe ce criterii ce trebuie să interpretăm și ce nu? Pentru că dacă folosim doar criteriul așa ne convine, n-ajungem nicăieri. Și acum apariția Universului. Mulți văd aici o mare contradicție între textul Genezei și teoria Big Bang. Dar dacă ne gândim un pic, nici Geneza și nici teoria Big Bang nu vorbesc despre începutul începuturilor. Geneza vorbește despre începutul cerurilor și pământului. Dar ce va exista deja? Dumnezeu. Deci nu atunci a început totul. La fel, contrar părerii multora, Big Bang-ul nu este despre apariția Universului. Big Bang-ul ne spune doar că Universul a avut, acum aproape 14 miliarde de ani, o stare de extremă densitate și temperatură, o stare foarte diferită de ceea ce vedem azi. Nu susține nimeni că atunci a apărut Universul. Poate că Universul există dintotdeauna și trece din când în când, ciclic, prin diferite stări. Unora li se pare absurdă afirmația că Universul există dintotdeauna, dar, în mod ciudat, nu li se pare absurdă afirmația că Dumnezeu există dintotdeauna. Unde-i logica aici? De ce să nu credem, dacă tot este vorba despre credință, că Geneza este și ea o descriere alegorică a apariției Pământului, Soarelui și Stelelor? N-ar fi mai bine dacă în loc să vedem contradicții, am încercat să trecem totul prin prisma gândirii logice și n-am mai compara lucruri care n-au nicio legătură unul cu celălalt. Unii ne spun că Biblia conține tot dacă știm să interpretăm și să înțelegem ceea ce e scris acolo. Cam greu de crezut, dar să acceptăm ideea. Însă chiar dacă e așa, cred că toți veți fi de acord că dacă ți se strică elicopterul, șansele să-l repari cresc dacă pe lângă Biblie mai ai și cartea tehnică a elicopterului. Și atunci, dacă e folositor, de ce să nu ne uităm și la ce scrie în alte cărți? Poate cărți de fizică, de chimie, de biologie. Credeți că Dumnezeu se supără dacă ne folosim mintea?
putem să vedem tot felul de contradicții între orice, dacă ne străduim un pic. Dar n-are sens să ne ocupăm cu găsirea contradicțiilor între lucruri care n-au legătură între ele. Știința nu ne cere să credem teoriile ei. O teorie devine științifică numai dacă este confirmată experimental. Și din acel moment nu credem, ci știm că este corectă. Că nu este perfectă? Bineînțeles că nu e perfectă, nimic nu este perfect în această lume. Întotdeauna se poate găsi o teorie mai exactă sau mai generală. Dar noua teorie nu va spune niciodată că vechea teorie a fost greșită. Și va spune că a fost aproximativă sau că nu era aplicabilă în orice situație. Așa evoluează știința. Deci, atunci când vorbim despre știință, nu vorbim despre ceea ce credem, ci despre ceea ce știm. Și atunci cred că și reciproca este adevărată, când vorbim despre credință, nu vorbim despre ceea ce știm. Lucrurile nu trebuie amestecate fără rost. O dovadă că știința și credința nu sunt antagonice este faptul că mulți dintre cei mai mari fizicieni, printre care chiar Newton și Galileo Galilei, au fost credincioși toată viața lor, spre deosebire de unii oameni pe care Biserica i-a proclamat sfinți. Ceea ce trebuie să ne ghideze în concepțiile noastre este rațiunea. Și cred că un adevărat credincios, indiferent care este religia lui, trebuie să gândească cam așa. Cel mai tare îl supăr pe Dumnezeu, sau cum îl numește religia lui pe Dumnezeu, atunci când refuz să folosesc cel mai de preț dar pe care mi l-a dat, rațiunea. Și vreau să închei citându-l pe Galileo Galilei, aproximativ, din memorie. Galileo Galilei a spus cam așa: refuz să cred că același Dumnezeu care mi-a dat minte dorește să nu mă folosesc de ea. Dacă vi se pare că există contradicții între știință și credință, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!